Bine, v-am găsit un smartphone nou Nokia G20. Avem de face cu un device cu un display cu diagonală de 6,52 inch, camera foto principală cu rezoluție de 48 de megapixeli, 4 GB de memorie RAM, procesor Helio G35 și o baterie încăpătoare de 5050 mAh. Nokia G20 măsoară 9,2 mm în grosime și cântărește 197 de grame. În partea de jos avem portul USB Type-C și difuzorul, în partea de sus se găsește portul jack. Pe partea din spate avem un sistem quad camera care cuprinde o cameră de 48 de megapixeli, o cameră ultra-wide de 5 megapixeli, un senzor macro de 2 megapixeli și un senzor pentru adâncime de 2 megapixeli. Avem așadar la un preț de aproximativ 750 lei un sistem de 4 camere pe partea din spate. Pe partea din față avem o cameră pentru selfie-uri cu rezoluția de 8 megapixeli. Pe partea stângă avem butonul dedicat asistentului Google și slotul pentru cartelele SIM și carduri microSD. Pe partea dreaptă se află senzorul pentru amprente, un senzor rapid și butonul pentru volum. Așa cum era de așteptat, la un smartphone cu 4 camere foto, avem de-a face cu mai multe moduri de fotografiere. Bokeh Live este un mod foarte interesant. Avem mai multe efecte, fructe, inimă, stea, punct, copac sau picătură de apă, modul foto clasic, avem și modul ultra-wide, modul de noapte, precum și panoramă, time-lapse și macro. Nokia G20 încarcă destul de rapid jocurile. Să vedem cât de repede se încarcă Angry Birds Dream Blast. Destul de rapid. Îmi dau și sunul la maxim. Și acum să ascultăm și cum este redată muzica dintr-un clip. Sunetul se aude clar, însă nu foarte puternic. Procesorul este Helio G35, iar memoria RAM este, după cum spuneam și la începutul review-ului, de 4 GB. Memoria internă poate fi de 64 GB sau 128 GB. Smartphone-ul este un device cu un raport calitate-preț excelent, are un design plăcut, are camere fotocapabile pentru categoria sa de preț. Vă invit să recomandați și alte gadgeturi Nokia pentru teste și să-mi spuneți părerea despre Nokia G20.